vine din negura istoriei, născut dintr-o mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza, Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Împlinește-mi memoria ta, măsora văzeașului. Bine ai venit, Nemuriciu, baci. Caloc. Ne-am că să-i mulțumesc că ai stat pe fundul la cal și îmi doare fundul mie. Stai în picioare. Bine, spune-mi, unde a ajuns vastelul Carol Robert de Anjou? At la Vălen de Munte a ajuns. Vălen de Munte? Păi ce caută la Vălen de Munte când îi trebuia să ajungă la Posada? A prost cum ești, ai confundat. Ei, Nemurici, ia seama, mă faci prost? Nu tu, mie, deci, oi, așa de greu este limba asta român. Ce tot chinuiți să vorbiți român, maghiara este așa frumos. Bine, și de ce n-a ajuns, mă rog, oastea lui Carol Robert de Anjou? Deci cum ai spus? Ai confundat, nu tu, oastea maghiar, ai confundat drumul și în loc de slănici, de Prahova, ai luat slănici Moldova. Du-te iară, vine iară. Oh. Ia harta asta pe care e desenat tot drumul. Și ai grijă ca oastea lui Carol Robert să ajungă până mâine seara la Posada. Altfel, îți tai capul. Bine. Imediat una, două, tai capul. De ce ești așa sângeroasă, nu? Hai, nu mai bombăni și... Bine, dar trebuie să schimb în timp haina, că altfel bate străjerii, nu, de rupe. Ce-mi excuzi, vostre majestei? Est-ce que je peux vous déranger? Oh, monsieur Nemurici-Bati, qu'est-ce que tu fais? Servești un masaj? Nu știu că ai făcut calul masaj destul la fund. Poate erotică, dacă... Qu'est-ce que tu dis, Mariuca? Dar boala în tine de papistaș, că de masaj erotică mi-ar din ea acum. Mâncare la porcă n-am dat. Rofile de pe sârmă nu le-am adunat, că de două săptămâni merg numai din masaj în masaj. Spune-o că am spus și eu, nu trebuie. Oh, sunt pas problem. Prele, le ciobandalah, ai găsit să tragem de barbă din behlă. Am găsit jele truve, dar este un problem. Ma, quel problem? Te nu are barbe, deja ai berberit aproape... C'est pas posibil! Mais oui! Mais unde a găsit frizer? Nu ai berberit frizer? Ai fost ursule de vinătoare, ai luat tot barbe smulge și acum avea coase, cum spune doctorii, la un loc și acum are febre. Ai făcut la infecție, acum ești unul febre, dacă nu grăbești, se omor dumneia ta, moare singur. Așa, mai omorât și pe alții, că pe mine m-ați terminat săptămâna asta. Le program, le plan să atragem pe Monsieur Basarab. J'ai compris. Sur le champ de Posada, pe câmpie. Mă scuzați că intervin, dar parcă la Posada era defileu, nu câmpie. Nu cred că tu vrei să faci masaj tot viața. Nu, așa e măria ta, îi câmpie, jur pe cel mai sfânt. Unde vezi numai câmpie, așa o câmpie n-am văzut de când, de eu. Câmpie! Maintenant, je vais vous dépêcher în câmpia de la Posada. Oui. Eu o trebuie să schimb hana ca altfel la șabate străjerii asta. Să trăiți, măria ta, băsora. Ia loc, Nemurici, baci. Te servești cu un masaj la spate? Mai, nu știu, calul a făcut masaj destul. Poate numai erotică, dacă nu. Mă rog, gusturile nu se discută. Ușilă, servește-l pe domnul cu masaj erotic. Am înțeles să treci, măria. Dar de față cu măria voastră? Nu trebuie, nu. Ai căzut că... Toți masori este femeie, nu? Eu tot n-am înțeles în cazul ăsta. Vrei sau nu vrei masaj erotic? Nu vrei. Dacă vreți, vrei un palincă și un guiaș, dar masaj. Ce aranja cu papagalul ăla papistaș de Carol Robert de Anjou? Băi, eu, rege ungur, mai prost decât franțuzul ăsta, n-am văzut. Așa? Că și el vorbește numai. Foarte bine ați vorbit. Și el numai așa vorbește. Ce? De mine? Da. Îl omor. Unde ai spus să vină? Am nimic de fileu de la Posada. Dacă nu omoare urșii la ei, bine dimineață, merge mult cu pietele în cap și bine omorit la toate. Păi, Nemurici, baci. Dar ție nu ți-e milă de
frații tăi unguri care o să omoară acolo? Care frațile? Că eu nu sunt ungur, sunt ciangău. Și apoi ungur, conduse de un francez, e o rușine, pâite! Are dreptate, Maramoiu, nici nouă nu ne mai convine să fim conduși de... De cine mai e vâșila? De nimeni! În afară de măria ta! Să mor eu dacă... Nu! Cra? Cra? Ăsta e rasist? Cum ești rasist? Este inițiale, Caro Robert de Anjou. Firea să fie de papagal papistaș, că m-a lăsat și fără masări. Lasă că mai bine. Și ce vorbe putea să iasă? Lasă. Adică ce vorbe? Cam adică... masări bărbat? Nu că bărbat, că gitan, nu, țigan. A glumit, nu. Gata, că a glumit destul, merg să atrag în capcană, se prins ca într-un cleșe. Bine? Eu trebuie să... Întorc asta, că străjerii ăștia bate. Cum nu întoarce haina, cum bate, nu? La revedere, pluria ta. Hai, du-te. Ce faci aici, Memureci? Te lupți? Pentru țara și lege, pluria ta. Numai că acum ai două țară și două legi. Nu prea cred. Papistașul Adavir cu fugiții. Ia uite pe cine am găsit. Hmm? Hai de capuși de zâlii mele, dar rău mai arăți. Te-o spart rău de tot la nară, drăia și șia de unguri. Nu, ungurii. România a bătut cu pietre toți în cap, așa. Cum te-au bătut, mă, cu pietre? Păi nu erai sus pe deal cu astea valacă? Eram sus pe deal, dar a uitat să schimb haina, a căzut ca dușman și a dat cu pietre până a căzut în ripă. Apoi tot cu pietre până acum. Nu mai vreau să odihnești două săptămâni, să nu mai faci nimic. Și dacă-ți fac eu un masaj erotic, ce zici? Atunci odihnești două săptămâni după masajul erotic. Nu, acum nu! Dar nici nu m-am atins de el! Posada a fost prima și ultima victorie a serviciilor secrete românești. Nemuriciu nu și-a primit binemeritata răsplată. O va primi oare în viitor?